Domnul Florea, trecem și vorbim repede despre dorința FCSB de a juca acest meci în care CFR și-ar putea permite, dacă rezultatele vor merge așa și un egal, să joace acest meci în Ghencea, FCSB. FCSB, CFR. O dorință. Până și domnul Mustață s-a... O dorință legitimă, dacă chiar vor asta. De ce este un stadion cum se spune? No, dacă e dedicat pe nu dumneavoastră, că de la dumneavoastră am așteptări. Și dumneavoastră, dacă vreți să facem o partidă așa, de fotbal și aveți prieteni, bani, să închiriem Ghencea. Da, dar de ce nu? Da, și aducem și soldații în tribună la meci? Vorbesc sau? Aducem și soldații de la unitatea militară în tribună? Să vorbesc eu ca Vadim, așa populist. Vezi, depinde care dintre are lui Vadim, că nu, sunt multe. Mă referam la fostul nostru coleg, Vadim Victor Vrâncea, Ok, exemplu. Nu, nu e făcut din banii noștri, din banii tăi, din banii mei. Ba da, evident că păi și atunci, din banii de mei, ce din banii mei și ai tăi trebuie să se, cu jucăria să se joace doar Talpan? Domnul Talpan. Da, tovarășul Talpan. Așa. Că are nostalgii. Da. Bolșevice, din anii 50-60, deși e mai încoace. Uite, pe vremea lui Ceaușescu, Ghencea a jucat Rapid la un moment dat, dacă țin bine minte. Ani bun. Vreun an, un an jumătate, da. Ceva de genul ăsta. Adică chiar și atunci... Știi că Rapidul deține recordul de spectatori în Ghencea. Nu este, da, Cătălin. Da. Incredibil, 35.000 la Rapid Petrolul, derby de promovare în Divizia B. Și n-a mai fost Steaua, n-a mai niciodată. Adus meciurile extraordinare. Niciodată. 35.000 de ani. Adevărat că meciurile extraordinare pe care l-au jucat până în Europa, te mai obligau aia să nu iei în B, au vândut. A, era o capacitate, da. Cât de cât. Nu știu chiar dacă în anii 80 era cu capacitatea nu era, asta. Dar nu puteai să vinzi la chiar... Plus că nu vindeai, că veneau ăia în verde, soldații aia, de la unitate. Da, dar aia să pun și aia. Lasă că și la voi, erau la milițienii. La voi unde, că că și era la dumneavoastră, era nu doar erau la noi. Erau milițienii, doar că erau să la acoperire. Era totuși la noi, Adrian Florea. Se vedeau aia că erau în haina militară. Așa. La voi aveau la voi, adică cașcheta la noi, de milițian pe dedesubt. Deci asumați-vă, domnul Florea, nu face că nu vă asumați pasiunile din copilărie, domnul Florea. Stai să nu atacăm Steaua, campioana, supercampioana Europei. Da? Acum vreți să pozați în stelism, dar nu de ce vreți să... Nu în stelism, dar nu pot să accept să atacați Mârșav. Așa. Deci, spuneți, domnul Florea. FCSB CFR Cluj, dacă cei de la FCSB vor să joace în Ghencea, acolo se joace.